Amalia Năstase. Bună seara! Te omor! Ana are un suflet extraordinar de bun în ea, dar este închis într-atâtea carapace, înțelegi? Încât va râde și o va durea direct în fund de rostul meu. Bine, nici eu nu vreau să fac să plângă sau ceva, dar ea este un om foarte călit așa în ale vieții și are atâtea straturi încât e greu să intru eu până în mijlocul al ei sensibil. Haideți, vă rog, să o aplaudăm pe Ana Morodan. Ana Morodan, sau cum îi spun majoritatea românilor, cine dracu mai e și asta? Morodan este una dintre cele mai de succes blogărițe din România. Asta dacă ai descoperit pentru prima oară azi internetul. S-a născut în Arad, unde ne-am fi dorit cu toții să rămână. Când a fost mică, a fost la o școală de fete. Mă rog, erau și băieți, dar au plecat când a venit ea. Asta e adevărat. Cred. Mergea des la bunica ei, care i-a închis ușa în nas atunci când a văzut-o îmbrăcată în pantaloni. Efectele se pot vedea și astăzi cu ochiul liber. S-a luat pe fizic, pe fizic s-a dus. De la nas! S-a dus pe fizic. I-a închis ușa în nas. Oleu! Și mai era ceva, da? Vezi, poate mă întorc la rost pentru tine. Ai grijă de acolo. Păi stai că vine mai rău. Am vrut să zic că, mă rog, cred că am mirosit gluma asta de la o poștă, da? Îmi cer scuze. Hai că vine una drăguță. Când era mică, a cântat la vioară. S-a identificat atât de mult cu instrumentul încât a devenit o coardă. Așa glumă, așa reacție. A absolvit facultatea de drept și a fost o vreme avocat. A câștigat de la început procesele pentru că avea cele lucruri necesare învingătorilor. Gură mare și decolteul. Corect! Corect! N-am niciun regret! S-a specializat în dreptul civil, în divorțuri, motiv pentru care n-a avut succes la emisiunea pe care a prezentat-o, Nuntă cu Scântei. Dacă nu ați auzit de emisiunea Nuntă cu Scântei, felicitări! Am luat bacul! Eu vă felicit! Wow! Oi! La emisiune avea un stil foarte extravagant și neobișnuit, se îmbrăca mereu cu paiete și cu pene, așa că a fost foarte ușor să-și ia zborul. Ea este o antreprenoare de succes, conducând spre culmile de glorie foarte multe business-uri. Mă rog, e un mod neobișnuit de a spune că ești damă de companie. Este mereu un semiton cu moda. Parcă se îmbracă numai de la Milano, pentru că atunci când o vezi, te apucă mila, nu? Tocmai tu, Amalia, zici asta! Ai, mă, că n-am zis toate eu! Ce n-ai... Gata, sunt serioasă. Nu știe nimeni cine sunt iubiții ei, pentru că îi ține la secret. Eu cred că e omoară și probabil utilizează arma ei cea mai secretă și cea mai puternică. Șervețelele de machiante. Stai că m-am prins de asta. Bă, dar la toate alea urâte nu te-ai prins, dar frate. Nu m-am prins, adică frate. Te demachiezi și se sperie ăia și mor. Mama. Nu ți-ar fi rușine? Nu. Hai că începe, asta e! Asta e roast! Nu ți-ar fi rușine când îți întinde un om o mână de ajutor? Care nu mi-ai răspuns la ultimul mesaj? Că mai am... voi ai ceva, te pomeni! Era ziua ta și ți-am spus la mulți ani! Continuă! Și n-ai zis nimic!
Așa. Așa. Continuă, dragă. Așa. A vrut să fac o școală de bună manieră, dar nu a reușit, pentru că nu știe ce sunt acelea. Toată lumea zice că știu, nu ți-a ieșit nici asta. Datorită Anei Morodan, Academia Română se gândește să introducă apelativul F, ca apelativ de politețe. Ea a început să folosească acest apelativ din obișnuință, pentru că îi se tot spunea, fă, da, mai taci dracu din gură. Îi se spune contesa digitală, lucru ce îi descrie perfect viața sexuală. Auzi, ăsta nu este un roast întru totul. Faptul că mă faceți cu videochatistă și alte chestii, pentru mine e onoare. Așa. Te-am văzut la Măruța, Ana. Cine să te creadă că te-a cerut chilafonic de nevastă? L-am cunoscut și eu. Dar n-avea tendințe sinucigașe când l-am cunoscut. Mersi, Benec. I s-a propus să meargă la Asia Express. A refuzat inițial spunând și citez: eu nu pot colabora cu un alt magazin pentru că am parteneriat exclusiv cu Dragonul Roșu. Bă, zici că se transformă. Am venit aici să spun lucruri frumoase despre Ana. Văd! Da. Dar naiba că te sun eu mâine. Iubește animalele. Are un câine lup. E foarte drăguț. E periculos totuși să intri la ea în casă, pentru că se agață de piciorul tău, se freacă de el în continuu. În schimb, câinele e foarte drăguț. Are o siluetă impecabilă acum. Poți să o treci printr-un inel. Dar, din păcate, se oprește la nas. Medicul ei, estetician, este soțul Andrei Berecleanu. Când vezi și o operă de arte, Andreea, normal că apelezi la el. Însă rezultatele sunt cele pe care le puteți vedea, pentru că e doar medic, nu e și magician. Mai. Așa. Deși lucrează enorm, în timpul liber Anei îi place să meargă la grădina zoologică, unde poate fi admirată în salonul de vipere. Superb! Superb! Recunoaște și ea că nu-i plac oamenii, însă asta nu e neapărat o problemă, pentru că timpul i-a demonstrat că sentimentul este reciproc. Nu se teme de bătrânețe și nu-i place să serbeze ziua de naștere, motiv pentru care nu răspunde la telefon de ziua ei. Pe de altă parte, e și penibil să răspunzi dacă nu te sună nimeni. Hai, mă, Ana, mă! Ce dracu! Ați fost prea mulți de ani, v-a răspuns! E un om care spune ce gândește, tare și răspicat și fără filtre, asta pentru că le-a folosit pe toate la Instagram. La Instagram, perfect! Mai ai, mă? Una și gata! Hai, da! E o femeie puternică, e Ana cea curajoasă, pentru că nu se gândește nicio secundă atunci când alege un alt drum. Se aruncă mereu cu nasul înainte și reușește tot. Tot timpul. Am crezut că ați aflat că m-am urcat părăntul de la Bipera cu mașina. Ai fost superbă! Bravo, fă! La revedere! Bravo! Bravo! Doamnelor și domnilor, haideți cu un scurt nos de aplauze pentru Jorge! Wow! A venit Jorge, chelule! Asta a fost! Cătăline! Aplauze pentru Jorge! Da, mulțumesc, mulțumesc! Să vă fac cunoștință! Jorge, Cătălin, Cătălin, Jorge! Salut! Mulțumim și de vizită și de... Mulțumesc! Nu știu că el e Jorge. Păi nu este el Jorge. Dar cine e? Confuzie gravă la umor. Eu
simplu artist în România, la un moment dat în această viață, probabil sau sigur, m-am intersectat și cu supervedeta noastră intitulată Jorge. Probabil că am vorbit ceva, probabil că am dat noroc și... Totuși, în această seară memorabilă, am făcut o gafă de proporții. Am stat și m-am uitat la domnul Buhnici și mă gândeam, bă, ce-am bătrânit Jorge. Bă, dar nu-l mai recunoști. Ce-o fi pățit? Nu mă aplaudați așa când eram la Antena 1. Mersi mult. Foarte tare. Mersi mult. Da, mersi, mersi, mersi. Bă, și tu ai ceva cu mine că nu ți-a răspuns la telefon? Nu, nu, chiar n-am nimic. Dar ți-am pregătit ceva frumos aici. Da, cred. O să-ți vezi dacă sunt supărat sau nu. Ana Mordan, special ghost. Ghost, am zis. Special guest mi-a ieșit cu ghost. Aia e, scuze, Ana, sorry. Vai, Jorge, mi-a fost dor de... Și arată mult mai bine. Cum bărbații ăștia pe cum îmbătrânesc arată mult mai bine. Din propria experiență, în emisiunea în care am fost împreună, Ana e autentică 100% și la masă când ne întâlnim e super, super amuzant. Și mai apuci să mănânci? Ea vorbește foarte mult și noi mâncăm. E foarte simplu. Greta Thunberg! Greta! How dare you! Cum îndrăzniți? Sunt curios câți copaci a plantat fetița asta activistă din Suedia. Nu înțelegeți că un copac produce viață. E ca o mamă. Ai scrie pe măta cu un cuțit Cornel și Dorel egal love? Cătălin, să nu răspunzi. Ana? Da, aia de acolo cu față de scorpie. Este germofobă. Cred că nu acceptă ideea că până și bacteriile se înmulțesc și ea nu. Asta a fost rea. Mi-a fost dor să mă întorc aici. Chiar mi-a fost dor de copoți în special, pentru că nu ne-am văzut de când eram amândoi la Te Cunosc de Undeva. Urma să ne îmbrăcăm în femei, știți asta, nu? Pentru mine era o zi specială, pentru el o zi normală. Da, îmi place că a rămas băiat de treabă. Orice fel de treabă e meseriaș, băiatul pe faianță, gresie, parchet, orice, apelați cu încredere, adică omul are și un costum pe care îl pune deasupra ca să nu se murdărească pe rochiță. Mulțumesc! Pe Dan Badea îl știu de foarte mulți ani, îmi place mult, el face comedie. Omul face, îmi place, face comedie. Ai spune că face comedia la buzunare. Problema e că fură meserie de vreo 15 ani și tot sărache. Hai ce să-i face. Da, salut Delia, bună Mihai, salut Chelu. Sunt de cunoștință. Sunt aici în fața noastră să zic câteva glume despre Ana Morodan. Era cât pe ce să merg în altă parte, unde chiar să mă simt bine, dar am venit totuși. Faptul da. Că noi ne-am înțeles foarte bine, mai bine rămâneai acasă, dar tu nu și nu, vezi, muști mâna care te-a îndrăgit, practic. Cum l-ai îndrăgit tu cu mâna? Asta... Așa, uite așa. Noi aveam o chestie. Stai că aveam o chestie, Jorge. Ia arată-ne, domnule. Că nu mai știu pe unde era. Dacă îl îndrăgește... Vino, ia-mă. Care... Da, pe... Deci noi... Nu mai era mâna care te hrănește, știi cum e. Și atunci a zis-o cu... Da, noi tot timpul ia, când drag, ne întâlneam, da. Eram așa și făceam. Hai, țâc. Da. Ține-mă, dacă nu, mă lași pe... Era pe partea de altă. Dacă mă lași pe spate acum, era pe partea de altă. Așa. Anyway, ideea da. E că ne țineam de mâini. Și ne distram. Da, ne distram. Na, hai zi, da. Hai zi că te plătesc ăștia, sper că bine, zi. Ana, spuneai că nu faci orice pentru bani și pentru faimă, dar totuși da. Te văd că ai venit la umor. Adică cât ai de gând să mai decazi? Adică, mâine, poimine o să te văd la Florin Călinescu. El s-a mutat la nu, prima. Nu, ești foarte nedet. Am fost la Florin Călinescu and fost. I loved him. Ai fost. Da, știu, I loved știu, him. Știu, dacă te-am, dar eu mă uitam la o altă emisiune despre scrumiere. Și chiar mă gândeam, zic, bă, cum e fata asta la două emisiuni în același timp? La teleshopping, nenorocitule. Da, păi asta mă uitam, zic, da, n-ai prins-o, dar nu. E ok. Da, nu, chiar nu mă prind la tâmpenii din asta, pentru că sunt foarte tută. Ideea este că am venit aici obligată de conducerea Antena și acum trebuie să-i suport pe ăștia doi, că pe Delea o iubesc. Dar, mă rog, mai avem puțin. Da, te-am urmărit și la Asia Express, să știi. Te-am văzut acolo cu
prietenul tău, sacul de box, Teleșpan. Am văzut prezența nici ta la... Nici măcar nu l-am bătut niciodată. Nu, săracul, dar atât ai urlat la el. Și el crede-mă... la mine, dar n-a fost dat pe cameră. N-avem voie să-l întrerupem, că s-ar putea să piardă... Da, eu, Ana, am aici un șir, știi, un text și tu dacă nu întrerupi, ți-a dus toată gluma. Poți mai mult decât să urmărești un text, zi. Da, ne concentrăm, da? Ana, când a fost la Asia Express, a creat o criză mondială de exces. Deci, asta, nu spun că ești isterică, dar, Doamne ferește, la cât ai țipat la omul ăla săracul, îl înțeleg, crede-mă. Țipat la toți. Toți am vrea să ne schimbăm orientarea sexuală acum. Nu-i problemă. Mihai, tu nu trebuie să faci nimic. Da. Ana, ai spus în repetate rânduri că e o greșeală că te-ai născut în secolul 20. Îți dau total dreptate, doar că aș elimina partea aia cu secolul 20. Da. În ziua în care am cunoscut-o pe Ana, bă, jur, am zis, bă, ce tipă mișto. Și după aia te-am văzut și pe tine. Tu te dracu. Da. Asta e Ana. Asta e Ana. Da, când am intrat în cabina ei, deci, jur, am crezut că am ajuns în casa lui Gigi Becali, dar era decorată de mama Omida. Deci, ca să înțelegeți, eu aveam o plantă în cabina mea, bă, și femeia mi-a cerut-o, adică a venit, n-am înțeles de ce, adică eu știam, auzisem că e Feng Shui, adică, na, dar atunci m-am prins. Mi-am dat seama că nu vrea să fie ea singura plantă din cabina ei. Și am dat-o. Până la urmă, mi-am dat-o, că am crezut că nu are deloc femeia, dar, de fapt, ea mai avea nevoie de o plantă ca să-și facă tita mai grădina botanică. Din păcate, însă, ea are farmec. Bă, are farmecul ăsta nebun, că în prezența ei, tot ce-i verde se usucă. Atunci mi-am dat seama că e o tipă simplă, e modestă. Până aici. Modestă. Asta... Dacă încep cu jignirile că sunt simplă, nu, eu da. Mă ridic și plec. Simplă și modestă. Am zis modestă, că asta mi-au zis și cei 6 servitori ai tăi, în timp ce atârnau tablouri cu Ana Morodan pe perete. Are tablouri cu ea, ca să știți. Da. Da. Și acum, uitându-mă la ea, stă lângă Chelu, îmi dau seama de unde s-a inspirat Chelu în piesa Cum să jignești o femeie. Ești atât de interesant. Da, îmi place foarte mult că te-ai zbătut așa cu toate forțele să devii cunoscută în online. Respect sincer chestia asta, pentru că îmi dau seama că ai realizat repede că în viața reală n-ai nicio șansă. Interesant că tocmai tu zici asta. Da. Ana Morodan duce așa de departe cu Marilyn Monroe, dar de foarte departe. Arată ca Marilyn Monroe dacă ar fi jucat în rolul principal în Rocky. Și nu știu, acum dacă o pui pe Ana lângă Marilyn, tot Marilyn câștigă. Da. Eu de origine sunt din Constanța, nu știu dacă știți. Și așa se muie eu pe Ana cu Casinou din Constanța. Eleganță, opulență, istorie, personalitate și mereu în renovare. E așa, e o femeie distinsă și efervescentă, așa ca un pahar de spumant franțuzesc scump. De cristal, să nu... De cristal, da, uitat în soare vreo 2-3 zile. Dar a declarat că iubește luxul, opulența, bărbații... Așa e clar. Da. Ai văzut-o la mine în cabină și ai tras concluzii. Da, știm că servești câte opulență în fiecare zi. Da, Ana, am terminat. Cam repejor pentru tine. Tu la revedere, a fost o plăcere neamnă. Răspund la telefon, îți jur. Da, nicio problemă, mersi mult. Știu că nu ești obișnuită să se termine atât de repede, dar, na, arată-mi un bărbat care rezistă mai mult de 3 minute alături de tine în pat și o să zic că e un pervers. Da, mulțumesc foarte mult, Ana. Papa, te iubesc, mulțumesc. Ești specială, ești mișto, îmi place de tine, publicul te iubește. Și faptul că ești aici și că ne lași pe noi să mai spunem glume despre tine, spune foarte multe despre caracterul tău. Vă îmbrățișez pe toți cu drag, vă pup. Și noi te pupăm, Jorge. Mi-a părut bine să vă rog. Ești prea mea, răspunsă cu ce am lăsat.
Doamnelor și domnilor, aplauze puternice pentru Cocuța și Bantă! Noi ne-am imaginat-o pe Ana Morodan în multe ipostaze, am și văzut-o pe Ana Morodan în multe ipostaze, știm cât poate să ducă la Ana Morodan. Mie mi se întâmplă! Care profil astea? Nici n-am avut timp să ne repetăm cum trebuie, să ne așa, adică pe drum încoace am început noi și ca o scenetă așa... Tocmai asta e emoția foarte mare, că nu o să ținem minte și o să facem praf acest roast și pe noi de râs. Stai că suntem terminați. Terminați de emoții. Nici nu mă văd. Rău. Am vrut să nu mai intrăm. Păi Cocuțo, era ieri bolnavă. N-ar fi exclus să ne sune Ana după să ne ia un pic la așa. Dar pe mine m-a sunat ieri și nu i-am răspuns la telefon. Când am văzut că mă sună Morodan, zic, mă mituiește acum. Fă, vezi ce zici de mine acolo, să nu mă faci de râs, să deci tu să ai grijă. Adică mă așteptam la o discuție de genul ăsta și atunci am evitat. Am zis, nu mă las pradă. Hai cu un rând de aplauze, vă, să încurajăm o leacă, bă, băiatul. De ce? Ce frumoși sunteți! O cuța să dea dracu dacă-ți mai dau tag vreo poză. Nu ți-am, am crezut că ai aflat ceva, dar asta nu ți-am răspuns la telefon. Oricum, când am spus da acestei provocări, aveam COVID. Deci nu știam ce spun. Cea mai mare greșeală, îmi vine să plâng, jur. De ce, dragă? Nu mai știu textul. Da, o avem aici, o să mai și citim un pic din el. Zi, bună. Trebuie să încep acum? Da? Păi ai zis să vorbim mai mult cu ei. Păi am vorbit, gata. Mai vorbiți și voi. Eu vă dau un sfat. N-ați vrea să-l citiți pe tot? Când nu vreți să-l citiți pe tot? Ba da, l-am citit, dar ea a vrut să a insistat foarte mult să-l învețe și pe drum încoace. Bravo, bă! În continuu, o adevărată profesionistă. L-am învățat, dar l-am uitat. Mi se pare, chiar dacă ai avut intenția, mi se pare o formă de respect. Da, bine, oricum nu mă așteptam să reacționez în halul ăsta la emoții. Da, credeam că sunt artist, că pot să le controlez, dar nu, doar cu picioarele și astea nu mă ajută acum că am fost bolnavă, da? Să începem. Imaginează-ți că ești cu Bontă, n-a să expres în barca aia. Păi de-aia e emoționată. Păi de asta mă ia emoția. Să nu fie la fel de kix ca acolo. În fine, bună! Eu sunt Cocuța, în caz că nu știați, și am plăcerea să-l prezint pe extraordinarul meu prieten și coleg. Este talentat, este simpatic, este minunat, dar și foarte ocupat, pentru că el nu a putut să ajungă astăzi. În schimb, l-am chemat pe Bogdan Boantă. Bună, Bogdan! Salut, eu sunt Bogdan. Bună seara! În lumea dansului toată lumea mă cunoaște ca Bogdan Boantă, însă apropiații mă cunosc drept singurul care o suportă pe Cocuța. Confirm. Însă eu nu aș putea să urc pe scenă fără Bogdan. El este cel care mă duce cu mașina la spectacol. Bine, asta dacă ajungem la spectacole, pentru că de obicei întârziem. Și într-adevăr, eu sunt șoferul ei pentru că ea nu suportă să urce în taxi, detestă cruciulițele alea de la... Mai zi. Stai. Nu e lemn aici, deci chiar... Dar nu avem de... Nu e lemn. El are o problemă, un soi de turet, pentru cei care știu. De ce te uiți așa lung de Elia, nu știi? Ba da, știu că asta mă uitam, că nu e lemn. Și chiar ajută-ne, cumva. Trebuie să bată în lemn. Ne trebuie lemn. Aduceți-mă un lemn. Băi, aduceți un lemn. Nu avem un lemn? Pune-l pe scenă, în caz că... E lemn? Dă-l aici, dă-l aici, lângă mine, așa. E pe bune. E negru. Au fixații. Are. Ce credincioși ați ajuns în ultima vreme. Ce s-a întâmplat? În fine, să continuăm. Noi am fost împreună în Asia Express, după cum bine știe toată lumea. O super emisiune. Trebuia să câștigăm amulete, dar ni se puneau și foarte multe piedici. Prima mea piedică a fost să-l primesc partener pe Bogdan Boantă. Așa e. Pe mine m-au trimis producătorii să opresc pe Cocuța din cursa nebună spre crizele de nervi pe care le face. Și chiar n-am vrut să vin nici aici în seara asta, pe bune. Chiar m-a târât și așa mă târăște și pe ringul de dans. Dar de ce ne certăm noi? Nu e păcat? După ce plecăm de aici, tot cu mine rămâi. Da.
Eu sunt ca o soră pentru el și asta pentru că sora lui adevărată nu îl suportă și nu prea îl bagă în seamă. Hai, zi ceva de Dan Badea. Păi e bine. Ce poți să spui despre Dan Badea în acel moment în care nu știi cine e? Exact. Dan Badea este tipul din spate care îi face vânt lui Copoț. Eu? Așa cum a făcut Copoț vânt tuturor celorlalți coprezentatori de până acum. Ia uite-mi. Ca o stânce suntem. Auzi, da? Ce e cu toate răutățile astea? Noi am venit aici să vorbim despre draga noastră prietenă Ana Morodan, pe care o iubim foarte mult. Ana? Încă o dată? Care Ana? Da, aia de acolo cu față de scorpie. Ce urât se uită. Știu fața asta. Asta este fața ei bună. Să călcați ușor. Asta este fața ei bună, e fața pe care o face când are orgasm. Bine că nu e nimeni acolo când se întâmplă. Vreau să vă spun că a hotărât să nu aibă copii și asta cred că este un lucru foarte bun. Pentru că Ana este genul de persoană care e în stare să bată copiii și pe aia din Asia, că lucrează prea lent. Măi, nu am bătut pe nimeni. Nu, nu știm de ce, pentru că Ana a avut o copilărie foarte fericită. No. Părinții au reușit să ascundă cadourile, dar și dezamăgirea că au avut-o pe ea. Eu am cunoscut... Eu am cunoscut-o pe Ana Morodan în Asia Express și vreau să vă spun că vorbește în continuu și singurul moment în care nu simte nevoia să vorbească este atunci când vorbește. Mai țin minte când ne-a pus să complotăm împotriva Ancăi Sigar tău? Credea că suntem în stare să o păcălim ca să câștigăm noi amuleta. Păi este o infamie, nenorociților. Nu noi. Doar ea, nu noi. Ana Morodan a consumat în Asia Express o cutie întreagă de calmante. La un moment dat i-a mai rămas o pastilă pe care a scăpat-o în iarbă și a tot stat în genunchi. Poziție care a adus chiar și o emisiune la Antena 1. Nu e frumos, nu e frumos să spui asta. Ana este unică. Ana este unica femeie pe care Mihai nu ar pupa-o la ai umor. Așa e, Bendeac n-ar pupa-o nici măcar cu buzele lui Chelu. Și nu-i plac pupăturile oricum. E, asta e doar o scuză ca să nu se apropie nimeni de ea. Dar cu toate astea, oricum ar fi fost viața ei, oricum ar fi ajuns o celebritate. Ar fi putut să fie membră NND chiar. S-ar fi numit la fel, Nimeni și Delia. De fapt, vrem să vă spunem că o adorăm pe Ana, pentru că dincolo de învelișul ăsta de nesuferită și de arogantă, noi chiar facem un efort să vedem o persoană mișto în ea. Și chiar este o persoană mișto și este unul dintre cei mai renumiți influenceri de la noi. Eu nu știu cum nu a avut ideea până acum de a face un tutorial pentru comunitatea de clown de la Circul Globus pentru a învăța cum să-și aplice rujul. Păi, Cocuța, tu vorbești. Vezi viață! Vezi în viață, pui mei! Ana Morodan este o femeie foarte frumoasă și asta se datorează vechilor egipteni care au descoperit acum 12.000 de ani machiajul. Mai multe nu vreau să spun despre ea. Poate faptul că este germofobă, cred că nu acceptă ideea că până și bacteriile se înmulțesc și ea nu. Mamă! Bun! Cred asta a fost rea. Nu, pentru că nu vreau să procrez, nu mă supăr. Nu are cum să se supere pentru că ea e mereu supărată. Te admir de nu mai pot. Acum sunt sinceră. Îmi amintesc de cele 5 minute pe care le-am avut în aeroport în momentul în care ne-am cunoscut și mi-am spus o să rămânem prietene o viață, dar acum cred că nu ne vom mai vedea niciodată. Iubiții de ei, drăguților, mama,
Ne-am apropiat de prima oară când am plecat în Asia Express, like, din aeroport. Eram în Asia Express și tocmai ajunsesem printre primele trei perechi. Și cadou din partea producției, primele trei echipe aveau cazare pentru noaptea respectivă. Și acum, după o zi foarte grea, fiecare a încercat să-și găsească drumul și liniștea la toaletă. Toaleta cumva comunica cu celelalte toalete. Și s-a întâmplat... Să fim și noi doi și Ana cu teleșpat. Să fim toți patru, erau chiar patru. Și așa ne-am împrietenit comunicând. Cred că teleșpat la un moment dat a spart gheata. Păi era deja nu, adică n-aveai cum. Așa s-a spart penibilul și așa n-am reușit să... Aha, ha, am râzut și ne-am apropiat. Vă pupăm, mulțumim. Iartă-mă, te rog frumos, spune și mie ce-i cu aia, că mi se pare extraordinar. Păi, la unele cuvinte pe care le auzim în general amândoi, dar la mine e mai pregnant că eu chiar nu pot să mă abțin. Ia doar batele-mi, dar mie vine să fac și de multe ori intru într-o criză pe care nu pot să o stăpânesc, efectiv. Acum încerc să o stăpânesc, Dana. Te-aș întreba care sunt cuvintele, dar mai bine nu. Păi pot să... Eu nu pot să le rostesc. Nu. Boantă, ieși repede de poșină, că rostul cred că va fi despre tine. Tot ce ține de moarte, sicriu, copârșău, mormânt, toate astea. Capelă, mormânt. Știi despre ei, profesorani, că știu ce fac oameni, știu că sunt foarte buni.